Cum am reacționat eu când am aflat că aceasta este lecția pentru școala duminicală? M-am gândit să fim foarte practici și să vedem 1, 2, 3, 4, 4 oameni sau 5 oameni cum se întâlnesc ei cu eternitatea. Fiorul acesta de obicei te prinde când ești în preajma morții. Viața se pare că nu se termină niciodată și dintr-o dată, pac, cum a fost la fratele Lazar. Nu știm de ce. Poate un defect funcțional, poate o problemă genetică a ținut până la vârsta asta și acum începe bătrânețea, poate povara prea multor griji și tensiuni acumulate și dintr-o dată cei din jur se întreabă, mai trăiește, are șanse să scape? Bineînțeles că cele mai multe întrebări și le pune cel care este în situația aceasta. Mi-aduc aminte mărturia lui fratele Liviu Țiplea despre cancerul lui. Spunea Daniel, e tare interesant. Când afli diagnosticul acesta, toată viața ta se schimbă și ai dintr-o dată întâlnirea cu eternitatea. Între tine și toți ceilalți se pune dintr-o dată un zid de sticlă și e singur, singur, singurel. Singur, singurel. Soția ta este dincolo, copiii tăi sunt dincolo, biserica este dincolo. E singur. E singur și te gândești, mă întâlnesc cu veșnicia. Mă întâlnesc cu veșnicia. Vreau să vă dau 4 exemple din acestea din Biblie și să vedem unde suntem noi. Psalmul 90 a fost scris de cine? Moise. Deci Moise confruntat cu eternitatea. Aș numi exemplul acesta mai practic și mai particular, Moise în cimitirul pustiei. Moise în cimitirul pustiei. Eu m-am simțit un pic out of place în limba engleză când am stat între cei cu care am fost la Big Bear. Slavă Domnului că a venit și familia Rus, Grigore și cu Lenuța, după o zi, două, a venit și Nicu și cu Tsuki și am văzut și oameni cu păr alb și am zis, ăștia suntem noi, ăia sunt ei. E o bucurie deosebită să vezi pe cei pe care i-ai avut în mână, aduși de părinți la binecuvântare, că sunt acum ei părinți. Și să vezi cum își pun problema creșterii copiilor și cum să influențeze către împărăția lui Dumnezeu. M-am simțit un pic, zic, out of place în categoria aceasta de vârstă. Dar v-ați gândit vreodată la Moise? V-ați gândit vreodată la Moise? Care era diferența între vârsta lui și vârsta celor din popor? 40 de ani a stat în Egipt. După alți 40 de ani petrecuți la Madian, da? 40 cu 40 cât fac? 80. Dumnezeu îl trimite să scoată poporul din Egipt. Scoate cu mână tare, plăgile, ajung la Sinai, primesc legea, ajung în Madian, vor să intre înspre țara promisă, iscoadele le trimite în țară, se întorc cu raportul de acolo, 10 negresc țara, inima poporului se frânge, vor să-i omoare cu pietre, vor să se întoarcă în Egipt. Moise și Aron cad cu fața la pământ înaintea Domnului și înaintea lor. Nu faceți așa ceva. Numai că au făcut-o. Deja au făcut-o. Au făcut-o și au umplut paharul cârtelilor și toate celelalte care au făcut până atunci. Și Dumnezeu zice, m-am scârbit de generația aceasta. Lasă-mă și am să-i omor. Toți cei care au văzut minunile mele, au văzut mâna mea, și s-au îndoit acum la sfârșitul călătoriei, în pragul împlinirilor, să-i bagă în țara aceasta, nu merită țara. Au zis că țara e rea, nu le-o dau. Ăia doi au zis că țara e bună, Iosua și Caleb vor intra în țară, dar ceilalți nu le-o dau. Mergeți înapoi în pustie și așa cum am să vă călăuzesc eu, mergeți dintr-un loc în loc și vor urma câți ani? Alți 40 de ani. Vârsta lui Moise este 40 în Israel, 40 în Madian și acum va trebui 40 de ani să meargă împreună cu poporul și va ajunge la granițele țării a doua oară la vârsta de 120 de ani. Dumnezeu decretase toți cei care sunt în generația aceasta de la vârsta de 20 de ani în sus vor muri în pustie. 40 de ani Dumnezeu îi plimbă prin
cimitirul acesta, cum spun comentatorii, al pustiei, până când toți peste 20 de ani vor muri. Înseamnă că după 40 de ani, când ajunge să reia intrarea în Canaan, cel mai bătrân va fi cam de cât? 60. Generația de 60 de ani. Și între o generație de 60 de ani și un Iosua și un Caleb, care sunt mai în vârstă un pic, singurul mai bătrân decât ei este stejarul acesta, bradul acesta monumental numit Moise. Moare Maria, moare Aron, îl ridică pe copilul lui să-l pună mare preot. Și Moise se uită la poporul acesta, el are 120 de ani și după el vine o generație la 60 de ani, jumătate cât viața lui. Vă mirați că scrie Psalmul 90? Vă mirați care expresia aceasta acum înveselește-ne și înviorează-ne măcar tot atâți ani cât ne-ai pedepsit. Doamne, ce 40 de ani am avut eu, spune Moise. Pustia asta a fost ca un cimitir și în fiecare dimineață veneau la mine cu listele să văd cine a mai murit. Și în fiecare zi mai murea cineva. Și n-a fost 100 și n-a fost 1000, au trebuit să moară până spre 400-500 de mii de oameni. Citiți cartea Numeri și vedeți că i-am numărat la început și a fost aproximativ 600-605, mi se pare. Au murit cei care trebuiau să moară, s-au ridicat ceilalți, s-au născut alții și la sfârșit, când sunt gata să intre în Canaan, sunt tot pe la 600-603.000, mi se pare. Numărul se păstrează, dar o generație de oameni a murit în cimitirul pustiei. Și Moise are 120 de ani și se uită la o miriște care a dat iarăși din rădăcini și e verde, dar nu poate să uite că generația lui toată a murit. Toată a murit. Și ce a văzut 40 de ani? A văzut un Dumnezeu care parcă le-a spus, întoarceți-vă fiii oamenilor în țărână. Și i-a tot văzut intrând sub țărână. Psalmul acesta vorbește despre un Dumnezeu etern și despre un popor care moare. Și Moise se confruntă cu aceste două realități, un Dumnezeu etern și tristețea acestor 40 de ani în care mii de oameni, nu numai că mor, dar trebuie să îngropați. Unul din comentatori, mai glumind, spunea, câte predici de mormântare trebuie să fie avut Aron și cu Moise ăsta, măi? Atâtea mormântări. Psalmul nu este optimist, psalmul nu este vesel, psalmul este amar. Și întâlnirea lui Moise cu eternitatea în psalmul acesta nu este nici pe departe la nivelul Noului Testament. Pe aici, pe acolo, răzbate așa un pic de încredere și de optimism. Pe aici, pe acolo, se spune, Doamne, Tu poți să ne scoți din starea aceasta. Iar la sfârșit spune, Doamne, întărește lucrarea mâinilor noastre. De două ori. Da, întărește lucrarea mâinilor noastre. Întărirea lui Moise cu eternitatea îi pune înainte un Dumnezeu care este în afara spațiului și a timpului, înainte să se fi ridicat munții. Doamne, Tu ești dincolo de creația aceasta. Nu te influențează nimic din creația aceasta. Nu-ți face bine și nu-ți face rău. Nu depinzi în niciun fel de creația aceasta. Tu ești dincolo de ea. Și aceasta ridică iudaismul, religia evreilor și creștinismul mult deasupra celor care îl plasează pe Dumnezeu în creație. Animismul și toate idolatriile acestea. Moise spune, Doamne, Tu ești dincolo de toate acestea. Iar noi locuim în bășica asta numită spațiu-timp. Tot ce facem noi este vinovat înaintea Ta. Ne tot pedepsești, ne întorci înapoi în mormânt. Doamne, ce rost are toată existența aceasta, Doamne? Și facem niște lucruri care le facem, dar nici asta nu sunt cum ar trebui să fie. Doamne, dacă ai întări măcar lucrarea mâinilor noastre să dăinuiască, să facem ceva care să iasă dincolo de nisipul acesta mișcător al pustiei. Asta este Psalmul 90. Ce tristă a fost perioada aceasta de viața lui Moise. Dar cu atât mai mult strălucește, strălucitor, frumos ca soarele,
pentru că nu s-a lăsat copleșit de atmosfera aceasta a morții unei generații. Al doilea om pe care aș vrea să vi-l arăt în confruntarea cu eternitatea este Solomon. Și dumneavoastră știți deja la ce capitol și ce verset mă gândesc. Eclesiastul și el a pus în inima lor până și... Ia să vedem, Eclesiastul cât este? Nu știu dacă v-ați uitat la școala duminicală la el. Confruntarea cu eternitatea în viața lui Solomon. Solomon le-a încercat de toate, pe toate. Le-a avut pe toate, le-a fumat pe toate, le-a adunat pe toate, le-a risipit pe toate, le-a cântat pe toate, le-a plâns pe toate, le-a rupt pe toate, le-a cârpit pe toate, le-a răspândit pe toate, le-a adunat pe toate. Zice, toate au o vreme în lumea asta și le-am cam făcut pe toate. Le-am cam făcut pe toate. Moise spune, Doamne, întărește lucrarea mâinilor noastre, că n-are sens să murim fără să facem ceva trainic, cu caracter etern. Moise zice, Solomon zice, Moise, eu chiar le-am făcut. Voi ați murit și n-ați apucat să le faceți. Ați murit în pustie, în praf și în neputințe și în lipsuri. Eu le-am avut pe toate. Eu le-am avut pe toate și vreau să spun că toate acestea în cumpăna eternității nu cântăresc nimic. Uitați-vă la capitolul 3, îl știți, nu trebuie de fapt să-l citim, pentru că sunteți aici oameni cu ani și ani de umblare cu Dumnezeu în cuvântul Lui. Toate și-au vremea lor, capitolul 3. Și fiecare lucru de sub cerul își are ceasul lui. Și Solomon zice, le-am făcut pe toate, le-am experimentat pe toate, le-am pipăit pe toate. Nașterea și-are vremea ei și moartea și-are vremea ei. Săditul și-are vremea lui și smulgerea celor sădite și-are vremea ei. Ucederea și-are vremea ei și tămăduirea și-are vremea ei. Dărâmarea și-are vremea ei și zidirea și-are vremea ei. Plânsul și-are vremea lui, spune Solomon, și-am plâns. Și râsul și-are vremea lui. Iar după aia vine iarăși bocetul și țineți minte cum a spus Eclesiastul Solomon râsului. Ce te păcălești singur? N-ai nicio valoare. Râzi în cimitirul acestei lumi. Umor negru. Bocetul își are vremea lui și jucatul își are vremea lui. Aruncarea cu pietre își are vremea ei și strângerea pietrelor își are vremea ei. Îmbrățișarea își are vremea ei și despărțirea de îmbrățișare își are vremea ei. Căutarea își are vremea ei și pierderea își are vremea ei. Și merge în balanța aceasta ca să completeze tot imaginea. Imaginea și pozitiv și negativ, și pozitiv și negativ. Și cumva Solomon zice, le-am văzut pe toate, le-am catalogat pe toate, le-am simțit pe toate. Păstrarea și-are vremea ei și lepădarea și-are vremea ei. Ruptul și-are vremea lui și cusutul și-are vremea lui. Tăcerea și-are vremea ei și vorbirea și-are vremea ei. Iubitul și-are vremea lui și urâtul și-are vremea lui. Războiul și-are vremea lui și pacea și-are vremea ei. Și Solomon îi spune, Moise, îi plângeai pe cei care au murit în pustie și i-a întors Dumnezeu în praful pământului, fără să apuce să trăiască așa cum trebuie. N-au lăsat în urma lor un coteț, n-au lăsat în urma lor un gard, n-au lăsat în urma lor o casă, n-au lăsat în urma lor un pom, o livadă, un ieleșteu, niște pește acolo. Moise, le-am făcut eu pe toate! Și rezultatul e același. Rezultatul este același. Auziți ce spune? Ce folos are cel ce muncește din truda lui? Am văzut la ce îndeletnicire supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Dumnezeu acesta care locuiește în afara timpului și a spațiului, orice lucru Dumnezeu îl face frumos la vremea lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșnicii, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Și Solomon spune, vorbind așa retoric cu Moise, Moise, toată lumea asta e un pustiu. Și la urma urmelor te alegi tot cu un praf în mâini și cu praf între dinți și cam atât. O, deșertăciunea deșertăciunilor și goană după vânt. Acesta este Solomon.
Acesta este Solomon, care spune și totuși, și totuși, și totuși. Omul nu se poate mulțumi cu lucrurile acestea fără sens, pentru că este în inima lui o scânteie de eternitate. Este acolo o scânteie de eternitate. Ateul o are, idolatrul o are, bogatul o are, săracul o are, cel sănătos o are, cel bolnav o are, cel fericit o are, cel trist o are. E acolo, e acolo. Măcar că omul nu poate pricepe. Dacă e să te gândești la eternitate, îți pierzi mințile. Îți pierzi mințile. Dacă înțelegi să pricepi pe Dumnezeu și eternitatea, înnebunești. Dacă refuzi pe Dumnezeu și eternitatea, îți pierzi veșnicia și intri în iad. Solomon spune, tare complicată viața aceasta, tare complicată viața aceasta. Al treilea personaj pe care vreau să vi-l pun înainte este în Luca, capitolul 18, versetul 18. Luca, capitolul 18, versetul 18. Sigur că știți unde vreau să vă duc, vreau să vă întreb la sfârșit unde sunteți dumneavoastră, în care categorie vă încadrați dumneavoastră în confruntarea aceasta cu eternitatea. Luca, capitolul 18, ne spune de un urmaș al lui Solomon. Și tânăr, și bogat, le avea pe toate, se bucura de toate, dar simțea că ceva îi lipsește, pentru că în inima lui Dumnezeu pusese gândul veșniciei. Și nimic nu putea să umple golul acesta. Și vine la Domnul Iisus. Luca, capitolul 18, versetul 18. Bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a răspuns Iisus, nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Și într-adevăr, tot ce este în sfera aceasta în care trăim noi a deșertăciunii este rău. A simțit-o și Moise, a gustat-o și Solomon și Domnul Iisus zice, așa e, așa este, absolut că este. Dacă vrei ceva bun, caută-l dincolo de lumea aceasta. Dacă vrei ceva bun, caută-l pe Dumnezeu. Numai că tânărul nu prea înțelege limbajul acesta. Știi poruncile venite de la Dumnezeu, să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstezi pe tatăl tău și pe mama ta. Tânărul bogat răspunde, toate aceste lucruri, i-a zis el, le-am păzit din tinerețea mea. În altă parte spune, ce mai lipsește? Când a auzit Iisus aceste vorbe, i-a zis, îți mai lipsește un lucru. Vinde tot ce ai, împarte la sărat și vei avea o comoară în ceruri, apoi vino și urmează-mă. Și ceea ce îi spune Domnul Iisus este foarte simplu și tânărul a înțeles, nu știu de ce nu înțelegem noi câteodată când citim textul acesta. Domnul Iisus îi spune, nu poți să le ai pe amândouă. Dacă vrei eternitatea, nu fă o pasiune pentru viața de aici. Nu poți să le ai pe amândouă. Tu știi ce a pățit Moise? Și și-a dat seama că viața e un cimitir într-un deșert. Tu-l cunoști pe Solomon. Și știi că le-a gustat pe toate și a zis, nu-i suficient, e o deșertăciune a deșertăciunilor. Îl cauți pe cel bun? Solomon a avut dreptate, Moise a avut dreptate. Nu e în lumea asta. Ca să ajungi la cel bun și la viața veșnică, trebuie să faci saltul dincolo de lumea asta. Poți să o faci? Hai să vedem. Hai să vedem. Uite, eu spun ce trebuie să faci. Numărul 1, renunță la lumea asta, al doilea, vino la mine pentru că eu te duc dincolo, unde este cel bun și unde este viața veșnică. Dar nu poți să le ai pe amândouă. Nu se poate să mergi cu picioarele în două luntri. Nu se poate. Nu se poate. Dacă vrei să guști eternitatea, spune-i lumii acesteia, nu-mi trebuiești, nu mă saturi, mă lepă de tine, pentru că tot ce în lumea asta este rău și bun este unul singur, Dumnezeu. Renunț la toate pentru Dumnezeu și am să vin la învățătorul acesta care mi-a promis că poate să mă ducă la cel care este bun. E așa de simplu. Și așa de greu. Când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot căci avea foarte multe bogății, era foarte bogat. Iisus a văzut că s-a întristat de tot și a zis, uf! Cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții. Timpul te poate fura de eternitate și lucrurile de aici te pot face sărac pentru lucrurile de acolo. Fiindcă mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția
lui Dumnezeu. Cei ce l-ascultau au zis, atunci cine mai poate fi mântuit? Asta este cea mai sinceră întrebare pe care am auzit-o eu în Evanghelie, în întâmplări similare cu acestea. Oamenii aceia sunt ca noi, dar mai sinceri ca noi. Și îi spun, Doamne, nouă, la fiecare ne place să fim bogați. Cine mai poate să fie mântuit? E vreunul dintre noi, Doamne, care nu dorește să aibă lucrurile lumii acesteia? Atunci cine mai poate să fie mântuit? Cum poți să renunți la toate astea ca să le dobândești pe celelalte? Cum poți să treci de lumea asta ca să te lepezi de ea, ca să intri în lumea lui Dumnezeu? Și Domnul Iisus spune, omul firesc nu poate să o facă. Asta poate să o facă numai Dumnezeu și lucrarea Duhului lui Dumnezeu în viața cuiva. Auziți ce frumos spune. Iisus a răspuns, ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Și urmează imediat Petru care vorbește numele lor și spune, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Și Domnul Iisus spune, foarte bine. Adevărat vă spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat casă sau nevastă sau frat sau părinți sau copii pentru împărăția lui Dumnezeu și să nu primească mult mai mult chiar în veacul acesta. Iar în veacul viitor, viața veșnică. Dați-mi voie să vă mai dau încă două persoane. Ioan capitolul 11. Văd că timpul mă ajută. Ioan capitolul 11. Le murise fratele și Marta și Maria stăteau lângă mormânt. Se confruntau cu eternitatea. Se confruntau cu viața veșnică. Și moartea le-a pus un giulgiu pe suflet, le-a întunecat inima și le-a întunecat și ochii. Și sunt în atmosferă de doliu, a murit speranța, a murit totul în ele. Pentru că ele credeau cumva că dacă a venit Mesia, nimeni nu va mai muri. Așa cum au crezut de fapt și credincioșii din biserica primară, că Domnul Iisus se va întoarce așa de repede că nimeni nu a apucat să moară. Și când au început dintre ei să moară, au intrat în panică și au trimis apostolului Pavel o scrisoare și au spus, ce facem cu cei care au murit? De ce mai mor? Păi nu vine Domnul Iisus cu împărăția Lui? Dacă a venit El, nu mai trebuie să murim. Că a zis că avem viața veșnică, nu, de ce trebuie să mai murim? Și Pavel trebuie să le scrie Tesaloniceni. Și iată-le pe femeile acestea care sunt confruntate cu o criză asemănătoare. Stau și îl veghează pe Lazar. Domnul Iisus vine, uitați-vă la versetul 19 sau 18. Și fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la 50 de stadii, mulți din iudei, un drum de sabat, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să mângâie, să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Când a auzit Maria că vine Iisus, Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte. Iar Maria ședea în casă. Una e împinsă de un resort înspre Domnul Iisus, mai are o dorință de ceva, cealaltă e prăbușită de tot, e în negru și pânăuntru și până afară. Marta parcă așa cu un pic de speranță, dar și de reproș, Doamne, pentru noi care te iubim și pentru tine care ne iubești, asta n-ar fi trebuit să se mai întâmple. Marta a zis lui Iisus, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Este un pic de reproș. Este un pic de reproș. Și deși nu este drept, Dumnezeu știe de câte ori și noi le-am reproșat lui Dumnezeu și creatura se ia la ceartă cu Creatorul și îndrăznim în crizele noastre să spunem cuvinte care n-ar trebui să le spunem niciodată. Dar Marta este în negru. Dar de acolo resare un fel de speranță care e legată de Iisus. Dar și acum știu că orice vei cere tu. Dumnezeu este departe, Dumnezeu e prea mare, noi nu ajungem la Dumnezeu, dar ai venit tu. Sigur că ne-am putea ruga și noi și ne-am și rugat noi, dar Dumnezeu parcă pe noi nu ne-a ascultat. Dar dacă ai venit tu, pe tine te ascultă. Asta e mecanica gândirii ei. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Eternitatea noastră este legată de tine, spune Maria. Marta, pardon. Tu poți să faci ceva în moartea aceasta. Iisus i-a zis, fratele tău va învia.
Și femeia aceasta înțelege teologie, dar nu neapărat ceva care să se întâmple chiar atunci sub ochii ei. Și confruntată cu eternitatea, femeia aceasta spune un articol de crez. Noi credem și mărturisim, așa cum scrie în toate crezurile creștine. Știu, i-a răspuns Marta, va învia la înviere, în ziua de apoi. Confruntată cu eternitatea, femeia aceasta suferă, dar are o credință a ei. În viitor, Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și cine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Frate și soră, dă-mi voie să te întreb și eu dacă tu crezi lucrul acesta. Viața și moartea depind de relația ta cu Domnul Iisus Hristos. Dacă crede în mine, în mine, în mine. De acum înainte, spune Domnul Iisus, problema eternității se rezolvă pe aici. Eu sunt poarta. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Prin mine. Crezi tu lucrul acesta? Tu îți dai seama cine sunt eu? Sunt întrebări grele, grele. Și femeia aceasta se clatină. Dar spune ceva frumos în versetul 27. Da, Doamne, i-a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Doamne, eu nu înțeleg toate lucrurile despre Tine, dar știu cine ești Tu. Dați-mi voie să vă spun că de multe ori a trebuit să mă mărginesc și eu la așa ceva și să spun, Doamne, eu nu înțeleg de ce, dar înțeleg un singur lucru, că Tu ești Fiul lui Dumnezeu și Tu știi de ce. Mi-aduc aminte când a murit, cei care am fost aici în biserică, a murit un frate din Iași, în drum de la San Francisco la Los Angeles, noaptea cu mașina. Soția lui, copii, era așa o atmosferă de jale, era așa o atmosferă de jale, eram aici, fratele Pit. Dom'le, era așa o jale că nu puteai să predici. Nu puteai, sigur că știai cuvintele, dar nu puteai să pui inima în cuvintele acelea. Nu puteai să pui inima în cuvintele. Era Liviu Petrila. Am cântat cântări, ne-am rugat, dar cine predică să zică ceva? Și Dumnezeu l-a ridicat pe fratele Cure Simion, pe tata Cure. N-am să uit niciodată, l-am scris în atâtea cărți și îl voi spune până am să mor eu. Tata Cure folosit de Dumnezeu. A luat textul din Evanghelie care spune așa, ce fac eu acum, tu nu poți pricepe. Spus de Petru, țineți minte, nu? Lu Petru, când i-a zis, Doamne, nu mă spăla tu, Doamne, nu. Și n-a predicat mult decât câteva cuvinte, dar cuvinte pline de putere de la Dumnezeu. Și a spus, pe Dumnezeu nu trebuie să-L înțelegi, trebuie doar să-L crezi. Pe Dumnezeu nu trebuie să-L înțelegi, pe Dumnezeu trebuie doar să-L crezi și să-L asculți. Ce fac eu acum? Și s-a întors către văduva aceea și a spus, tu nu poți pricepe, dar vei pricepe mai pe urmă. Confruntată cu eternitatea, Marta se clatină, se calatină și Maria și Domnul Iisus spune, aveți credință în mine, de acum înainte eu sunt viața și învierea și eternitatea se dobândește prin relația cu mine. Și ca să fie foarte clar pentru toată lumea, se duce la cimitir, rostește cuvântul și mortul iese afară, pentru ca toți să înțeleagă că de acum încolo eternitatea este glasul lui. Este relația cu El, este porunca Lui, El are toată puterea în cer și pe pământ, are cheile locuinței morților. El încuie, nimeni nu descuie. El descuie, nimeni nu poate să încuie. Spune, sunt între voi ca cel care am venit să vă aduc eternitatea fericită alături de Tatăl. Crezi tu lucrul acesta? Eu sunt învierea și viața. Și femeia aceea zice, da, Doamne, cred. Da, Doamne, cred. Ai și tu credința aceasta? Dacă o ai, atunci dați-mi voie să închei arătându-vi-l pe Pavel. 2 Corinteni, capitolul 4 și capitolul 5. Mult deasupra lui Moise, mult deasupra lui Solomon.
Dincolo de clătinarea tânărului bogat care n-a știut ce să aleagă. Omul acesta știu să aleagă. Am fost fariseu, am fost în neamul meu mai înaintat decât toți din generația mea. Aveam șanse să ajung, eu știu ce, în Senedru. Eram un viitor extraordinar. Toate aceste lucruri le-am socotit ca pe niște gunoaie. El este reversul tânărului bogat. Și el a fost tânăr, și el a fost bogat. El a putut să renunțe la toate. Le-am socotit pe toate ca pe niște gunoaie. Și încă și acum le socotesc ca niște gunoaie față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui. Să mă fac una cu moartea lui, cu viața lui, cu suferințele lui, ca să ajung împreună cu el, dacă se va putea, chiar de acum din viața aceasta, la învierea din morți. Pentru că unirea cu Hristos este gustarea eternității. Și viața veșnică, va spune Domnul Iisus în limbajul lui Ioan din Evanghelie, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Și este omul care a făcut lucrul acesta. Și iată-l cum vorbește acum, cu credința aceasta în suflet. Versetul 16 din capitolul 4. Puteți să vă uitați la toate versetele, dar pentru noi doar atât. De aceea noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, îmbătrânim, iaca, degenerăm, ne îmbolnăvim, totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Oameni buni, spune Pavel, eu am început eternitatea. Chiar dacă trupul nu poate să țină pasul cu sufletul meu, sufletul meu merge spre eternitate. Sunt născut din Dumnezeu. Hristos în voi, nădejdea slavei. Gustați, vedeți ce bun este Domnul. Chiar dacă trupul nostru și viața aceasta ne întristează, căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd. Auziți? Reversul tânărului bogat a trecut dincolo de gunoaiele acestei lumi. A trecut dincolo de Solomon, de la lucrurile de sub soare. Și nu ne mai uităm la lucrurile care se văd, ci ne uităm la cele care nu se văd. Le-am socotit pe toate ca un gunoi, am venit la Hristos și prin Hristos mergem în eternitatea fericită alături de Dumnezeu. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veșnice. Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu. O casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Și gemem în cortul acesta, plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. E așa de sublim, e așa de frumos, Pavel. Pavel spune, oameni buni, noi suntem altceva decât trupul acesta. Noi nu suntem un trup care are suflet. Noi suntem un suflet care locuiește temporar într-un trup care nu e la înălțimea chemării noastre. E ca un cort. Un cort mizerabil care îl abandonezi și te muți când s-a terminat casa. Cine vrea să stea într-un cort când are perspectiva să stea într-o casă? 2 minute de ilustrație. Lângă resortul la care am fost, vis-a-vis de o stradelă, o poartă cum n-am mai văzut. N-am mai văzut decât în poze. O poartă adusă din Maramureș, sculptată cu verigi de stejar, sculptate așa că sunt una într-alta, fără să le puneți după aceea. Fiecare centimetru de pe poarta aceea brodat în sculptură românească din Maramureș. Am fost la interviu cu cei care sunt la resort, să ne mai întrebe, să ne mai învețe ce se întâmplă, că noi suntem părtași la treaba asta. Și noi întrebăm, ce este cu clădirea aceea cu 3 etaje? Oh, zice, aia este un palat de 5.000 și ceva de square foot. Zice, nu știm ce nație este. Cred că e din Malaezia. Zice, dincolo de lac este o călugărie de asta de Malaezia. Și sunt oameni bogați, toți sunt oameni bogați. Cred că face și pe malul ăsta aici ceva unde să stea mai marii lor, ăia mai marii lor din Malaezia. Vine Grigore și zice, nici o Malaezie, Daniel, ăsta e al lui Blaga. Ăsta e al lui românul nostru, băi. Poarta aia e dusă de Maramureș și eu am văzut când era pe hârtie castelul ăsta. Hai să intrăm înăuntru. Și ne-am băgat înăuntru și l-am văzut tot ce este acolo. Extraordinar de frumos.
extraordinar, mare, în niște dimensiuni pe care numai fantezia unui om care are posibilități poate să le facă. L-am văzut acolo și pe tânărul bogat, în mintea mea l-am văzut acolo și pe Solomon. Și m-am gândit, dacă cineva mi-ar face mie oferta să stau într-un cort sau să stau în casa aia, ce aș alege? În ceasă dumneavoastră de sinceritate. Cine nu-și dorește o poartă de aia din Maramureș? Nu știu ce-o face cu ea, dar e frumos o aia, așa, și o casă de aia. În fiecare seară poți să te culci în altă cameră. Și Apostolul Pavel spune, măi, oameni buni, noi suntem chiriași în trupul ăsta, care e ca un cort care nu merită prea mult. Și Dumnezeu ne-a pregătit casa aia mare. Și gemem în cortul ăsta, că a început să crape, că ne strânge, că e murdar, că a făcut igrasie, că are mucegai, miroase urât. Gemem în el! Gemem în el! Pentru noi eternitatea a început, dar nu este încă în îmbrăcămintea corespunzătoare pentru eternitatea aceea. Și gemem în cortul acesta plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Negreșit dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Ce ne-a pregătit Dumnezeu pentru noi? Vorbind acolo la munte despre lucrurile acestea, unul din frați ne-a întrebat, cum va fi oare când vom fi dincolo? La ce vârstă vom avea? 18 ani sau 28 de ani sau 38 de ani? Dumneavoastră ce vârstă ați vrea să aveți dincolo de înviere? E, câteodată e bine să te duci așa la munte și să stai de vorbă, să pui probleme care nu poți întotdeauna de la amvon să le vorbești. Vom avea o vârstă și un chip optim. Nu vom fi fix, nu vom fi static, vom avea o locuință pentru eternitatea care se va crea. Vom putea să mergem de pe o planetă pe altă planetă și pe o planetă în funcție de ce e acolo, ne adaptăm la realitatea de acolo, în lumea cealaltă. Vom fi ca îngerii Domnului care sunt acorporali în lumea lui Dumnezeu, dar când vin în realitatea noastră, iau trupul omenesc pentru că structura aceasta este cea mai adecvată pentru radiații, presiune, temperatură, eu mai știu ce. Asta e structura ideală pentru planeta aceasta. Dincolo în eternitate, nu vom fi legați neapărat de un colț de univers. Vom fi împreună cu Hristos moștenitori ai tuturor lucrurilor, unul peste 5 cetățe, altul peste 10 cetățe. Și Pavel zice, gemem, oameni buni, că eu am fost acolo și eu am văzut. Nu pot să vă spun, că nu s-au lucrat, n-a ajuns la mintea omului, dar eu le-am văzut și gemem în cortul ăsta care nu merită și am vrea să fim îmbrăcați cu casa cealaltă. Și cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu care ne-a dat arvuna Duhului. Așadar, noi întotdeauna suntem, când e vorba să fim confruntați cu eternitatea, suntem plini de încredere, căci știm că dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul. Dacă suntem ca tânărul bogat, dacă suntem ca Solomon, care s-a înfundat în lucrurile acestei lumi. Pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Am trecut dincolo de lumea aceasta, la cel care este bun, unde ne duce numai Domnul Iisus Hristos. Dar suntem plini de încredere și ne place mai mult, mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. De aceea ne și silim să-i fim plecuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. Căci toți trebuie să ajungem dincolo, să ne întâlnim cu eternitatea și să ne o trăim așa cum ne-am pregătit-o. Doamne, ajută-ne să ne pregătim pentru eternitate. Amin. Să socotim pe acestea ca niște gunoaie, ne lipim de Domnul Iisus, îl urmăm pe El și îl slujim pe El pentru că la vremea potrivită să ne dea și răsplata care trebuie. Aș vrea să închei cu o melodie. Nu pot să o cânt și am cântat-o de câteva ori în viața mea. Vă spun doar istoria ei. A murit Adrian Păunescu. Pe vremea în care eu eram tânăr și dumneavoastră erați tineri în România, Adrian Păunescu era printre puținii care aveau dreptul să meargă prin țară și să cultive și să recolteze talentele. Antena va aparține, Ceneatul Flacăra, cu tare. Și găsea temiri unde oameni de talent extraordinar de mari. A găsit la Brăila un profesor care a scris o melodie cu câteva cuvinte,
care a devenit apoi un șlagăr în toată România, într-o țară ateistă și materialist dialectică. Nu vă spun mai mult și nu o să vă cânt, deci îmi vine să o cânt. Eternitate, iubirea mea. Omul acesta era orb. Da, era orb. Era orb. N-avea nimic în lumea aceasta, dar tângea după ce zicea, eternitate, iubirea mea, eternitate, măreață tăsea, eternitate, vis neîmplinit, rămâi nestins. Ultimul vers a fost contribuția lui Păunescu, pentru ca să poată să-l imprime și să-l dea la radio și să vândă discuri, pentru că profesorul acesta orb era creștin. Era de la oastea Domnului. Și varianta lui, că nici nu rimează. Eternitate, vis neîmplinit, rămâi nestins. It, ins. Nu merge. În original era așa, eternitate, iubirea mea, eternitate, măreață stea, eternitate, vis neîmplinit, te-am întâlnit. Te-am întâlnit. Îl cânta la adunări. Am fost la Galați, am fost la Brăila și am aflat despre el. Un om care înaintea eternității spunea, măreață stea, dor neîmplinit, dar când l-am găsit pe Domnul Iisus, te-am întâlnit. Doamne, ajută-ne așa să ne pregătim și noi pentru eternitate. Amin. Amin.